Primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, a declarat pentru postul nostru de televiziune că președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, a făcut în sfârșit dreptate și a reușit să echilibreze bugetele locale. Acesta susține că primăriile PSD care nu au primit bani anul trecut în luna decembrie de la guvern nu au fost uitate de conducerea Consiliului Județean. Primarul Râșnoveanu mai spune că prefectul județului Călăraș, Valentin Barbu, nu a procedat corect când a atacat hotărârea Consiliului Județean privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit. Domnule primar, ați aprobat bugetul pe anul în curs? Da, l-am aprobat joi. Și vă ajung banii pentru investițiile? Care fiecare dată, banii nu sunt suficienți. Nu că eu sunt ăla care mă vaie. Nu, doamne ferește. Dar niciodată nu sunt suficienți banii pentru ceea ce vrei să faci. Mai ales într-o localitate unde atâția ani, până aproape și după Revoluție, încă vreo 10 ani, nu s-a făcut absolut nimic. Așa a fost. În nicio localitate, în mediul rural, nu s-a făcut nimic. S-a putut realiza în mediul rural anumite treburi, numai după ce s-a promovat acest program PNDL, unde, în urma căruia, s-a schimbat fața mediului rural. Toate localitățile din județul ăsta arată pur și simplu altfel. De ce să nu recunoaștem? Nu vrem să recunoaștem ceea ce s-a realizat prin acest program, dar cine nu vrea e treaba lui. Înseamnă că e răuvoitor. Da. Cum vedeți disputa dintre Consiliul Județean și Prefectură? Prefectura a atacat hotărârea de Consiliul Județean prin care au fost alocați cei 6% către primăriile din județ. Eu nu știu cum să-l numesc pe domnul prefect, eu zic mai mult timp prefect, pentru că nu e corect. Ceea ce a reușit să facă domnul președinte al Consiliului Județean, de data asta, a vrut să facă o dreptate și un echilibru. Pentru că toate localitățile din județ au nevoie de resurse financiare ca să poată să-și promoveze proiectele pe care le au și să le și cofinanțeze. Bun, asta toamnă, în decembrie, de fapt asta toamnă, în decembrie anul trecut, onor guvernul, care ar trebui să fie imparțial pentru este că e guvernul nu al meu, nu al dumneavoastră, nu al PNL-ului, nu al PSD-ului, e guvernul României. Trebuia să împarte cinstit și corect acei bani. I-a împărțit pur și simplu numai la primăriile PNL. Dumneavoastră cât ați primit în decembrie? Nimic, zero. Asta e. Cum să primească Comuna Roseți când e condusă de un PSD-ist? Și de această dată? De această dată, președintele și Consiliul Județean a făcut dreptate. Pentru că una e să pleci la să-ți formulezi bugetul, să te bazezi pe o sumă de 11 miliarde cât s-a dat anul trecut la anumite localități, 12, sau 12 miliarde, în bani vei vorbesc, 1100 sau 1200. Așa? Și alta să pleci cu zero. Să te bazezi numai pe sumele defalcate și pe cotele care le primi, da? Și pe resursele tale proprii. Eu, de fapt, am avut această poziție tranșată și pe timpul când conducea PSD-ul și domnul Teodorovici mi-a luat pur și simplu atât 8 miliarde, adică 800 de mii de lei, mi-a luat din buget, din resursele de dezvoltare. Bineînțeles că am făcut gălăgie și a fost singurul care a ridicat problema. Și nu, știe toată lumea la nivel de județ că atunci am avut o ieșire într-o asta mai brutală și asta e. Deci n-am să înțeleg niciodată de ce să procedează în felul ăsta. Deci de-abia acum Consiliul Județean a gândit cum trebuie și a dat palma care trebuie onor guvernului ca să înțeleagă că cum trebuie împărțiți banii. Toate localitățile astea sunt localități românești, nu? Fac parte de România. Nu că n-a votat cu PNL-ul, că n-a votat cu PSD-ul. Nu. Toți cetățenii în România trăiesc o singură viață, nu trăiesc două. Și au nevoie de aceleași condiții de viață și de trai. Deși ați primit aceste sume, nu vă puteți folosi de acești bani pentru că prefectura... Bineînțeles. Sumele sunt blocate. Și cum să-l numesc prefect? Prefectul înseamnă ceva perfect. Așa zic eu. El este un imperfect acum. Asta e.
din bugetul local, ce proiecte intenționați să derulați anul acesta și ce proiecte intenționați... Aș dori să le încep toate proiectele pe care le-am în program. Toate proiectele, uitați, am programul investițiilor publice, l-am în față. Da? E foarte bine formulat, știu foarte bine ce am de făcut, dar să o luăm cu proiectele în ordine, proiectele mari. În primul rând, trebuie să rezolvăm definitivarea celor două proiecte care sunt în execuție. Școlile, care durează mai mult de 2 luni, nu mai durează, și modernizarea gospodăriei de apă, e o extindere de distribuție rețea, nu mare, de vreo 600 de metri, și canalizarea. În felul ăsta rezolvăm problema pe aproape 70% din intravilanul comunei Roseți. Rămâne ca într-o etapă următoare și mi-aș dori, dacă s-ar putea, să promovăm tot pe Uniunea Europeană, pentru că cred eu că acești bani sunt cei mai corecți bani și cel mai corect investiți, așa, și eu care am dezvoltat această comună, noi care am dezvoltat această comună, comuna Roseți, am dezvoltat-o mai mult pe proiecte europene, nu pe proiecte locale. Nu. Așa. Mai am încă 2 lucrări câștigate, contractate. Este vorba pe CNI de o sală de sport și vă spun, nu știu de ce s-a blocat această lucrare, pentru că la nivel de comuna Roseți sunt în jurul la 800 de elevi. 800 de elevi, unde pentru activitatea de învățământ și educație stăm foarte bine prin promovarea acestui proiect pe care l-am aproape l-am definitivat, dar nu avem o sală de sport. Și acum desfășurăm această activitate într-o sală mai mare și atunci când 2 profesori de sport au ore în același moment, vă dați seama că întâmplarea a făcut ca acum să cursurile să deruleze online și nu știu ce. Dar n-am să înțeleg niciodată cum nu se accelerează puțin această treabă. Noi am făcut tot ce depinde din punctul nostru de vedere. Restul e problema CNI-ului. Și eu mai spun încă o chestie. CNI-ul ar trebui să preia toate investițiile la nivel de țară. În felul ăsta scăpăm noi primarii de acel cuvânt suspiciune. Nu mai trăim cu această presiune. Mai am tot așa pe linie de sport, de activitate de sport, un teren de mini-fotbal pe Gal, care sper să se înceapă până la și chiar să definitiveze anul ăsta. Am depus o documentație tehnică pentru modernizarea iluminat public, trecerea la lângul său de la lemn cu LED, care a trecut de faza de verificare tehnică și urmează faza de verificare financiară. Un alt proiect pe care îl avem în vedere și un proiect de suflet pentru mine și chiar și pentru comunitate e necesar, e vorba, avem un plan urbanistic zonal pentru acordarea 224 de locuri de casă pentru tineri ce fac obiectul legii 15 și știe toată lumea ce cuprinde acea lege. Deci o să începem cât de curând o să începem introduc 2 artere de pe regie proprie, 2 artere de apă. Iar pentru treaba cu extinderea rețelei de distribuție energie electrică în zona acolo, deja proiectantul a venit, s-a discutat cu FDE-ul, deci lucrarea a fost transmisă la ei, proiectul se execută și sperăm să fie gata poate până în toamnă și această lucrare, să putem să acordăm locuri de casă la tineri. Mai suntem în fază de proiectare, de SF și proiectare, cu un proiect pentru
execuție un dispensar, un MAN, cu trei cabinete medic de familie, unul stomatologie, la 6.604 cetățeni în comuna Roseț, e necesar de trei medici de familie. Am zis să fim la înălțimea cerințelor, întrucât această localitate, după cum știți, demografia este pozitivă. Totodată doresc execuția unui corp pentru grădiniță, întrucât la această oră grădinița existentă nu poate să preia toți elevii și mi-am două clase de grădiniță în două corpuri de școală. Iar pentru acele corpuri de școală, întrucât copiii ăștia sunt amestecați, preșcolari cu scolarii, nu pot să primesc aviz de funcționare pentru acele corpuri de școală. Într-un corp de școală sunt trei clase de elevi, într-o cealaltă plus una pentru grădiniță și în cealaltă sunt patru clase de elevi și învățăm și după amiază. La ora actuală aceste școli arată, zic eu, chiar la nivel de Uniunea Europeană. Aproape, cred eu că e la nivel de Uniunea Europeană. Dar n-am terminat și n-am definitivat totul. Am fost în stare totuși că atunci când am început cursurile să facem față. Deci nu s-a deranjat cu nimic. Pe cât am fost nevoie să mutăm două clase în căminul cultural. Da, am rezolvat. Până la urmă ne-am descurcat. Acum, mulțumim lui Dumnezeu, avem spații, o să le avem mai multe spații dacă termin și corpul ce? O să avem mai multe spații de învățământ. Se tot vorbește despre Programul Național de Relansare și Reziliență. Ce intenționați să depuneți pe acest nou program? Ce proiecte? La ce proiecte v-ați gândit? Deocamdată să le promovăm. Pe astea, din câte v-am spus, cred că mi-ajunge pentru mandatul ăsta. Uh-huh. Pe latul cu reziliența, poate să vedem ce va fi cu gazele. V-am spus că cea mai mare durere a mea este faptul că nu putem să introducem gaz. În decembrie anul trecut, pe 24 decembrie, noi am depus documentația tehnică, adică proiectul, l-am depus pe 24 decembrie. Sperăm să fie bine și cu asta. Și suficient. Suficient, cred că e suficient. Bine, mai sunt lucrări mici care le executăm cu banii noștri, regie proprie. E o remiză pentru toate utilajele care le avem în dotare. Și o să le facem și pasta, o să mai fie și altele, poate facem și, începem și platforma de gunoi de grajd și o facem în așa, fără discuții, indiferent că mi se dă aprobare sau nu se dă aprobare de funcționare. Eu trebuie să o fac, n-am ce face în condițiile în care am un efectiv atât de mare de animare la nivel de comună și nu vreau să discut mai mult. Da, pentru mine asta este. Cum e menajer mai puțin, e rezolvat. Ceea știți foarte bine că avem probleme cu REV-ul, ne judecăm pentru chestia asta, eu am dreptate, ei vor într-adevăr să ia bani fără muncă, eu nu. Da, ia spuneți. Dacă i-ați dat în judecată pe cei de la REV-ul? Da, sigur că da, anul trecut. Da. Da, anul trecut am dus și la o acțiune în clasă, am fost prezent. Deci nu vor să înțeleagă că noi stăpânim situația și știm foarte bine ce este la nivel de comună. Față de, poate, de alții, unde nu cunosc treburile îndeaproape. Dar noi știm precis, cu date, câți oameni trebuie să plătim, asta nu le convine. Ei vor să întindă mâna și într-o parte să câștige și în cealaltă, dar fără să muncească, fără să chinuie, după 3 ani de zile de funcționare, să chinuie să facă contracte cu toți oamenii în comună. Nu. Sunt și oameni care sunt 176 de oameni care nu vor să încheie contracte cu ei și plătesc odată cu taxele, plătesc la primărie taxa specială. Da. Dar cum se poate să iei numai atât? Nu.
Trebuie să muncească ca să facă contract. Nu vor. Sunt oameni plecați vreo 1200. Sunt plecați în străinătate, lucrează acolo. Deci ăia n-ai pentru ce să... N-are pentru ce face contract. Chiar 600 de gospodării sunt plecați cu micul mare din gospodărie. Închise pur și simplu casele și ei sunt plecați. Trebuie să înțeleagă acest lucru. V-au informat că intenționează să majoreze tariful? Da, eu nu sunt de acord cu acest lucru. Ajung noi de grasă, costă dublu cât costă apa. Nu se poate așa ceva. Gunoiul de menajer. Să luase o măsură cu gunoiul în așa fel, cu gunoi de grasă. Fiecare cetățean care e proprietar de teren să-și facă o platformă în capul terenului acolo, că nu-i mare lucru, și cu asta basta. Și el în fiecare an să țin o noapte suprafață să împrăște gunoi de grasă. Ăsta e procedeul normal care ar trebui să fie, dar... Domnul primar, în încheierea interviului, doriți să le transmiteți ceva locuitorilor cu ocazia sărbătorilor pascale? Eu le urez un Paște fericit, în liniște și cu încrederea că vom rezolva toate problemele comune, așa cum vi le-am destăinuit acum. În rest, rugă pe dumneavoastră să transmiteți urările mele la toți locuitorii și la toți cetățenii din România și în străinătate.